Potrivit presei din Costa Rica, românul de 38 de ani era în mașină cu iubita lui, un fotomodel de 25 de ani. Atacul a avut loc chiar în fața sediului primăriei din orașul Alajuelita. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum doi motocicliști se apropie de mașina în care se aflau bărbatul și femeia și trag mai multe focuri de armă. En el vehículo viajaba una mujer y un hombre que no han sido identificadas. Zgomotul împușcăturilor a atras în zonă zeci de persoane care au fost îndepărtate cu greu de polițiști. La fața locului au ajuns și câteva echipaje de ambulanță, dar, din nefericire, cei doi nu mai erau în viață. Este conductor cu varios impactos de balas importantes en cabeza y una femenina, aparentemente es acompañante también con varios impactos de bala. Se cerciora que no tengan signos vitales. Autoritățile încearcă să afle exact ce s-a întâmplat. Presa de peste ocean notează că ar fi vorba despre un asasinat la comandă, iar la mijloc, traficul de droguri.